Dragi fecioare, bine ați venit la horoscopul lunii decembrie. Sper că ați văzut și Astrodrama lunii decembrie, pentru că este un film, zic eu, important, care oferă multe informații despre această lună cu un iz cu totul special, de unicat. Odată în viață se întâmplă ceea ce se va întâmpla în această lună și, bineînțeles, că aceste evenimente vă vizează și pe voi. Vă invit, deci, să vedeți acest film suplimentar față de filmul pe care îl vedeți acum, să formați o imagine de ansamblu la tot ceea ce urmează. E încă o perioadă foarte importantă pentru voi că o zodie de pământ, așa cum sunteți voi, este direct vizată în continuare și luna aceasta de momente cu totul și cu totul speciale. Știți bine că sunt planete în Taur, sunt planete în Capricorn, nu e nicio planetă la voi în zodie, deci nu înseamnă că vă plictisiți, pentru că atâtea planete în continuare în zodii de pământ vor cere de la voi mult, dar vă și ajută foarte mult. Planetele din zodii de pământ trimit către voi trigoane, care sunt aspecte constructive, benefice, de susținere și care vă pot ajuta să treceți la fapte, să înfăptuiți unele lucruri la care vă gândiți de ceva vreme. Veți învăța foarte multe, în continuare veți învăța foarte multe de la viață, de la pe pielea voastră, practic, și datorită acestor evenimente care au loc luna aceasta. Despre bani, poate n-are rost să vorbesc, că mare lucru nu se întâmplă. Oricum trebuie să fiți foarte prudenți pe ce dați banii. Este o perioadă în care ați putea fi tentat să cam intrați în niște sume de bani, probabil din cauza sărbătorilor, să cam cheltuiți, mai ales să cheltuiți din economii, din resursele pe care cu greu le-ați adunat, pe tentații, pe poate și pe lucruri utile de care chiar aveți nevoie. Nu este exclus pe parcursul lunii sau poate chiar finalul de an să vă prindă într-un moment în care să intrați un pic în pușculiță, în conturile de economii. Poate se strică un obiect prin casă, un televizor, o centrală termică și să fie nevoie să le reparați și să intrați din cauza asta într-o resursă de bani pe care probabil voi o păstrați pentru altceva. Probabil strângeați un bal pentru un concediu, pentru bătrânețe, pentru... Exista acolo un pliculeț pe care îl păstrați voi pentru zile negre la o adică și nu e exclus chiar finalul de an să vă prindă într-un astfel de moment să deturnați suma respectivă într-o altă direcție. Altfel, poate fi o perioadă în care ați putea investi în casă, cine, bineînțeles, are banii necesari să investiți în frumusețea casei, de exemplu, să o redecorați, asta mai ales după 15 încolo, nu e exclus să mai investiți niște sume de bani în confortul vostru. Hai, pentru frumusețe pe de-o parte, dar și pentru confort. Ba, chiar cine știe, dacă nu, mai ales că este o perioadă în care tot ce ține de domiciliu, de casă, este foarte activat pentru voi, veți avea trei planete în această zonă, nu e exclus ca unele fecioare să decidă acum să se mute într-o casă mai mare, să renoveze. Bun, nu știu cine se apucă de renovat în decembrie, dar măcar vă vine ideea, măcar începeți să umblați pe site-uri de specialitate, cum să faceți, cum să o aranjați, cum să, pe cine să chemați, posibil să pregătiți terenul în acest sens pentru o viitoare mutare, renovare, redecorare, așa cum vă doriți. Dar probabil măcar un lucrușor și tot vă luați pentru casa voastră după 15, mai ales după 15, încât vă luați o perdea, vă luați un covor, vă luați o mobilă, vă luați ceva prin care să aduceți un plus de nou casei voastre. Și bineînțeles, asta costă. Cam asta e legat de bani, prudență, deci chiar dacă e o perioadă în care ați putea cumpăra tot felul de lucruri, să gândiți de 100 de ori sau să comparați, mai bine zis, prețurile ca să fiți sigur că nu dați mai mult decât face și nu dezechilibrați o balanță care probabil nu e printre cele mai fericite. Totuși, e o perioadă interesantă și vorbim acum de dragoste.
Pentru că, în cazul vostru, zona dragostei este acoperită de Capricorn, Capricorn care a fost foarte încercat pe parcursul anului 2020. Știți bine câte planete au trecut pe aici, la un moment dat erau și câte 6 planete grămadă prin acest sector, încât voi, fecioarele, ați trecut anul ăsta prin mari furtuni emoționale, sentimentale, prin tot felul de întrebări existențiale, prin evenimente, prin decizii, prin tot felul de aspecte au vizat inima voastră în acest an. N-aș zice că a fost chiar fericire de plină în acest interval. Au avut loc aici și aspecte unicate în viață, cum sunt toate cele conjuncții pe care și Jupiter și Saturn le-au făcut aici, în acest sector. Clar că multe fecioare au fost greu încercate, mai ales probabil cele de final de zodie. Acum, ceva se schimbă în acest registru. De ce? Pentru că pe 17 și respectiv 19 decembrie, două din planetele care v-au încercat din greu tot anul părăsesc Capricornul, părăsesc acest sector. Se mută în alt sector despre care vom vorbi imediat. Pe 17 și 19 pleacă cele două planete de aici, dar pe 21 intră Mercur și Soarele simultan în acest sector, astfel că nu se schimbă foarte tare ponderea de planete. Ați avut 3 planete, terminați luna cu 3 planete acolo în acest sector. Semn că totuși finalul ăsta de an contează pentru inima voastră, pentru deciziile de natură sentimentală la care tot vă gândiți probabil de un an de zile, dar acum s-ar putea să fie finalul acestei furtuni, acestui capitol atât de încercat. Vin Soarele și Mercur să aplaneze tot ceea ce ați trăit din plin tot anul. Va mai veni luna viitoare aici și Venus, iarăși Venus va veni și va rezolva chiar de-a binelea toate vânzolelile de natură sentimentală. Tot ce v-a durut, tot ce v-a dezamăgit, tot ce n-a mers, ar putea să rezolve Venus, dar luna viitoare, vom vorbi despre asta atunci. Acum vin Soarele și Mercur, printre care Mercur este chiar guvernatorul vostru, intră aici în Capricorn pe 21 și până la sfârșitul anului și un pic din ianuarie văd ce-i de făcut, ce-a rămas după, ce iubire au rămas, ce sentimente mai aveți, cât de puternică, solidă, trainică este relația la care munciți de atâta vreme și care anul ăsta a trecut prin tot felul de hopuri. Bun, poate fi și o perioadă în care aveți șanse să începeți o relație și abia acum să fie o relație bună. De ce zic că abia acum? Pentru că Jupiter și Saturn, deși sunt aspecte, au creat aspecte pe parcursul anului care v-ar fi putut oferi șansa unor relații solide, totodată ele v-au și răscolit din rărunchi, așa, încât multe v-ați schimbat probabil complet modul de a privi o relație. V-ați maturizat, clar, dar pe parcursul acestui an e posibil unele relații să se fi stricat, unele să se fi șubrezit, altele să se fi răcit, dar și altele s-au consolidat, s-au maturizat, s-au așezat pe teren solid. E, acum vin aceste două planete să facă bilanțul întregului an. Ce a rămas după toată nebunia de planete de până luna decembrie? Vin să vă arate, uite, așa arată viața ta sentimentală în acest moment. Pe unii o să-i satisfacă, pe alții nu. Posibil între timp să se fi și destrămat unele relații și acum, mai ales un final de an cu Crăciun, cu sărbători, cu de toate să vă genereze și o stare de stres și de singurătate și de nemulțumire pentru unii. În schimb, pe alții s-ar putea să-i mulțumească că s-au rezolvat niște treburi. Ce a fost mai greu a trecut, vi s-a ridicat un bolovan de pe suflet, parcă mai priviți și voi un pic spre viitor, că prea ați trecut prin multe tot anul. E cel mai activat plan al vieții, 3 planete la începutul lunii și cu totul alte 3 planete la sfârșitul lunii, se mișcă în continuare lucrurile acolo, mai lent, că o zonă cum este a Capricornului nu vă oferă răsturnări de situație peste noapte, dar veți avea parte de alt aer, altă atmosferă decât tot ce a trăit tot anul. Vedeți ce a rămas, dacă a mai rămas din anumite relații și dacă a rămas,
ar putea fi de viitor, ar putea fi de mare încredere. Omul pe care l-ați păstrat acum la sfârșit de an, deși relația a trecut prin tot felul de probleme, înseamnă că poate să fie un om cu care să vă vedeți mergând mai departe, o relație de cursă lungă. Vreau să mai zic ceva și de viața de cuplu, pentru că, deși nu e o noutate ce se întâmplă în viața de cuplu, în continuare este Neptun aici în sectorul vieții în doi, cea oficială, cu verighetă vreau să spun, dar acest Neptun la un moment dat va forma un trigon foarte bun și asta se va întâmpla undeva în jur de 6 decembrie. Neptun va forma un trigon foarte bun cu Venus încă în Scorpion. După 15 Venus intră în Săgetător, dar cât este în Scorpion, are această relație foarte bună cu Neptun. E, poate fi un moment extraordinar de bun pentru cupluri să stea de vorbă, să clarifice niște semne de întrebare, poate chiar să iasă la iveală niște adevăruri, dar necesare fiind explicațiile, discuțiile, comunicarea asta cât se poate de sinceră, să vă deschideți unul în fața celuilalt sufletul. Poate au existat și niște greșeli pe parcursul anului pe care ori voi, ori partenerul le-a mai comis și tare ar fi nevoie de această discuție față în față, ochi în ochi, scoțând la iveală niște lucruri pe care fiecare și le-a ținut acolo. Poate au fost multe secrete, taine, mai bune, mai puțin bune, dar e nevoie de o deschidere a sufletului în relația de cuplu, cea oficială, repet, ca să intrați în nou an după aceea cu sufletul liniștit. Poate fi deci o perioadă bună de destăinuiri, de dialoguri intime, doar voi doi, față în față, poate chiar pentru a stabili încotro vreți să mergeți de acum înainte, că e prea atât de activă perioada din punct de vedere sentimental încât să nu vă folosiți de ea pentru a clarifica niște lucruri, să nu le mai puneți sub preș. Ați greșit, recunoașteți, reparați. A greșit celălalt, să recunoască și să repare. Dar pentru asta e nevoie de sinceritate, e nevoie de deschiderea sufletului și un astfel de moment poate să vă ajute să vă luați inima în dinți și să spuneți niște adevăruri pe care multă vreme le-a ținut acolo închise. Pentru unele cupluri poate fi o perioadă complicată, să zicem așa. Unele cupluri, cele mai fragilizate, să zicem așa, pe perioada atâtor evenimente care au ținut de suflet, deci e complicat pentru unele, dacă nu cumva chiar decisiv, de a-și încheia povestea. Totuși trebuie să fiți un pic atenți, o parte dintre nativii Fecioară, la niște decizii de viitor pe care le luați în legătură cu destinul comun pe care l-aveți cu persoana dragă, oficială, cu cel cu care sunteți căsătoriți. Unele Fecioare pot ajunge la decizia că nu mai pot juca pe două fronturi, să zicem așa, sau au fost implicate într-o relație în care celălalt juca pe două fronturi. Deci aici e vorba doar de persoanele care au, știți bine că se întâmplă, relații paralele și care își pun foarte serios întrebarea în acest final de an încotro să meargă, ori. Aveți grijă ce alegeți, deschideți bine ochii, sunt multe fecioare cumva tulburi, cred că undeva cele din a doua spre a treia decadă a zodiei Fecioarei, acelea sunt ceva mai confuze în ceea ce privește viața de cuplu, dar numai dacă deja sufletul lor tinde în altă direcție. Unele fecioare, acum nu vă supărați dacă aveți o fecioară acasă, dar se întâmplă lucrul ăsta, unele fecioare au pornit și pe căi separate, au o căsnicie acasă, dar au iubit și pe altcineva în paralel și într-un astfel de moment își pun întrebarea: ce fac? Încotro merg? Merg pe relația mea oficială, deși nu mai sunt fericit, sau merg pe relația mea paralelă, dar deocamdată este incertă și aceasta. Veți cântări foarte serios încotro o să o luați, dar gândiți foarte bine.
oferiți-vă acest final de an pentru a analiza la rece, cu rațiune multă, nu neapărat cu sufletul, că spuneam Neptun acesta pe foarte multe fecioare vă și, hai să zicem cumva, pe cele născute în jurul a datei de 10 septembrie plus minus câteva luni, dar bineînțeles că se poate și pentru cei cu ascendentul în fecioară, dar numai pentru o anumită parte dintre fecioare, că nu prea știu încotro să o ia. Își pun aceste mari întrebări existențiale, dar aveți grijă să nu fie o iluzie, să nu fie o alegere pe care mai târziu să o regretați. Gândiți-o cu capul și mai puțin cu inima și probabil aveți noroc că încă sunt foarte multe planete în Capricorn și care vă cer discernământ, prudență, gândire rațională, logică, să vă gândiți la relația aceasta, la cea paralelă, vreau să spun, cât de solidă este, câtă încredere vă inspiră acea a doua persoană, dacă merită să sacrificați tot acasă pentru acea relație. Repet, doar pentru cei care au această viață paralelă și știți bine că se întâmplă. Cam asta e legat de dragoste, dar vom intra într-un alt sector foarte important și anume în ceea ce ține de muncă și pentru voi e foarte important acest sector. Practic, luna aceasta se mută cumva centrul de greutate al vieții voastre de pe zona personală, iubire, inimă, relații, cuplu și așa mai departe, către un sector socioprofesional. Asta pentru că pe 17 și respectiv 19 decembrie, Saturn și apoi și Jupiter se vor muta din Capricorn, unde v-au activat foarte mult viața sentimentală și nu numai că au activat-o, dar au și pus-o la încercare, și se mută în sectorul muncii pentru voi, în casa a șasea, casă care vă reprezintă pe voi direct, este casa voastră. Semn că începe o perioadă, o etapă de viață, că poate fi de durată, cu foarte multe probe de data asta legate de muncă, de jobul vostru, de profesia voastră, de locul în care vă câștigați pâinea la urma urmei. Foarte multe fecioare sunt pregătite de o mare schimbare de direcție. Probabil deja unele de prin 2018 încoace, de când a intrat Uranus în Taur, au schimbat macazul, au început să-și adune alte diplome, alte atestate, alte certificate, ați făcut cursuri, ați descoperit noi domenii de studiu, de aprofundat. E, acum începeți să și puneți în aplicare aceste cunoștințe, să zicem așa. Deci dacă ați terminat cursuri în ultimii câțiva ani, de prin 2018 încoace, de când a intrat Uranus în Taur, acum toate aceste cursuri trebuie și valorificate. Să vă găsiți un job în domeniul respectiv, să folosiți ce ați învățat în toți acești ani, să vă extindeți în continuare, să deveniți mai buni, să mai faceți niște cursuri de specializare în cazul în care au fost până la un anumit nivel, e timpul deja să treceți la nivelul următor. Cu Jupiter și Saturn aici, cu Jupiter vă veți bucura vreun an de zile de acum încolo, iar de Saturn vreo 2 ani și ceva. Deci ați intrat într-o etapă de viață de 2 ani și ceva în care se va pune accent enorm pe muncă, pe locul din care vă câștigați pâinea. Ziceam că de ceva timp vă puneți niște întrebări. Foarte multe fecioare. Unele deja au schimbat direcția. Mai mult decât atât, zona carierei pentru voi, care este acoperită de gemeni, de prin vară încoace, este foarte activată de nodul nord. E, în acest sector, pentru voi, va avea loc și la sfârșitul lunii noiembrie, dar și pe 14 decembrie, va fi o serie de eclipse. Întâi o eclipsă de lună și pe 14 și eclipsă de soare, care vizează foarte mult acest sector pentru voi. Multe, și pentru prima dată se întâmplă lucrul ăsta, o să se mai întâmple o dată pe parcursul anului 2021, dar să zicem că acest final de an, iată, e foarte activ din punct de vedere astral pentru voi pe această zonă a muncii, carierei, viitorului profesional. Multe își pun întrebarea încotro. Dacă, așa cum spuneam, deja ați făcut niște schimbări în acest sens, dar
încă nu și-au arătat roadele sau n-ați trecut efectiv la fapte, doar vă gândeați, era așa o analiză ce ar fi dacă ia să mai fac cu un studiu în plus, o școală în plus, un curs în plus, o calificare în plus, că nu se știe niciodată încotro pot să merg. E, nu se știe dacă aceste două eclipse de care ziceam nu declanșează ceva în viața voastră profesională. O dorință de a porni în altă direcție, o decizie majoră legată de viitorul vostru profesional. E, poate fi chiar un fel de revelație așa în care după ani de zile în care ați muncit într-un anumit domeniu, poate ați lucrat 5 ani, 10 ani, 20 de ani într-un anumit plan, hai să zicem mai degrabă 18, dacă acum 9 ani, acum 18 ani ați făcut deja niște schimbări în acest sens, acum vine întrebarea, e calea mea, mă văd făcând asta până ies la pensie, mă împlinește calea asta, mă mulțumește ceea ce fac sau ar mai putea exista și altceva? Poate ați avut acolo un plan B de rezervă cu gândul și poate acum pe perioada pandemiei deja ați început să umblați la planul acela B. Pentru foarte multe fecioare vine momentul schimbării de macaz, dar întâi e vremea analizelor. Ori o fac, nu o fac. Cu Jupiter și Saturn în zona locului de muncă, cu nodul nord în zona carierei activat de eclipse, chiar în luna aceasta, cu Uranus în conjuncție cu Lilith într-un sector al studiilor, al învățării, al cursurilor, nu este exclus pentru multe fecioare să schimbe macazul. Și când zic să schimbe macazul, apoi să-l schimbe de tot, nu doar un job de colo-colo, nu doar o funcție de colo-colo, ci chiar de domeniu, chiar de țară, chiar de profil, pot fi astfel de schimbări. Ba chiar dacă sunteți pe principiu că toți am venit pe lume cu o misiune, cu un rol, cu o meserie predestinată pentru foarte multe fecioare, acum se întrezărește, dacă nu chiar apare de-a binelea să puneți mâna pe ea, acea profesiune, meserie cu iz de vocație, cea pentru care, cum spuneam, ați venit pe lume și trebuia odată și odată să vă întâlniți cu acest moment. Pentru unele, clar, este o perioadă de mari decizii de natură profesională. Dacă nu o să faceți schimbările acum, probabil acum doar faceți analizele la rece și să treceți la fapte cumva de prin 2021 încolo, când, să zicem, se vor mai activa niște planete prin vărsător, și când zic vărsător, orice schimbare mai modernă, mai în pas cu timpurile este posibilă. Chiar și lucrând online, da, e foarte posibil și asta. Foarte multe fecioare pot vira acum către zona IT, către zona internet, către lucru online, dar online înseamnă libertate de mișcare oriunde pe planeta asta. Puteți să vă găsiți clienți din Honolulu, nu neapărat din țara în care lucrați. Vă ofer o anumită larghețe, învățând lucruri noi în continuare. Poate fi, deci, o răscruce de drumuri pentru foarte multe fecioare, dar probabil deocamdată vă gândiți la ce-ar fi dacă. Dacă aveți și curajul să o faceți, bravo vouă, vi se cere mult curaj și posibil să aveți un astfel de curaj aproape nebunesc. Dacă nu o să o faceți acum, s-ar putea să aveți un moment de genul ăsta undeva prin februarie, martie, prin primăvară, cam așa, când și atunci va fi o zdruncinătură bună pentru unele fecioare în ceea ce privește locul de muncă. E un sentiment așa că vi se pregătește ceva, e un început de capitol, un început de etapă în viața voastră și să pregătiți terenul așa cum se cuvine. Nu înseamnă că acum din decembrie toate se răstoarnă, doar pentru o parte dintre fecioare poate fi vremea marilor decizii, de exemplu pentru fecioarele de început de zodie, cele născute undeva pe 20 ceva august, până la final de, hai să zicem, cele din primele zile ale zodiei fecioarei. Voi, să zicem, sunteți acum, vă gândiți la aceste schimbări, dar totodată trebuie să vă gândiți la
sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Că probabil nu vi se pune chiar pe tavă această nouă direcție, ci pe undeva trebuie să renunțați la ceva, să renunțați la un job care avea și lucruri bune de oferit, să renunțați la o țară, să renunțați la o relație, să renunțați la ceva, la ceva de care ați fost o vreme atașate și să vă fie greu acum să alegeți, tocmai pentru că nu e o alegere ușoară. Ce bine ar fi ca alegerile să fie ușoare. Nu, aveți ceva de un preț, între ghilimele, de plătit pentru a porni în această direcție. Cum spuneam, să renunțați la ceva de care ați fost o vreme foarte conectate. Mai vreau să spun ceva legat de această lună. Nu e doar această conjuncție, nu știu dacă am folosit cuvântul conjuncție, dar da, undeva pe 21 decembrie, Jupiter și Saturn vor fi în conjuncție în zona locului de muncă pentru voi, plus toate celelalte evenimente de care vă ziceam că se întâmplă pe o axă a carierei, eclipsele și așa mai departe. Această conjuncție care va avea loc în Vărsător poate fi exact de clicul ăla de care ziceam, decizia, perspectiva, orizontul, aflați de o schimbare de sens, alegeți efectiv, deja porniți în direcția asta. Dar în același timp, tot atunci are loc și o conjuncție între Uranus și Luna Neagră în Taur și clar că vă vizează direct pentru că e tot o zodie de pământ ca și a voastră. De data asta poate fi vorba mai degrabă de fecioarele de la granița dintre august și septembrie, născute, vreau să spun, undeva la început de septembrie. Acestea pot fi vizate de o decizie greu de luat, la care probabil deja vă gândiți de ceva vreme, pentru că Luna Neagră, pentru asta vă invit să vedeți horoscopul Lunii Negre, îl găsiți și pe acesta în playlist, să vedeți unde vă afectează Luna Neagră. Luna Neagră se va întâlni atunci cu Uranus. Este un eveniment unicat în viață, nu o să mai aveți parte niciodată, dar generează o oarecare stare de haos, de neclaritate în viața voastră. Poate e nevoie ca să porniți spre noua direcție de care ziceam din punct de vedere profesional, poate e nevoie de să învățați ceva nou. Poate e nevoie de o mutare majoră într-o altă țară, de exemplu. Poate vă dați seama că meseria aia pe care ați făcut-o ani, cum am spus la început, n-are niciun rost, nu sunteți bine plătite în această meserie, nu vă mai satisface și cine știe dacă nu unele fecioare chiar sunt pregătite să pună capăt foarte brusc, gen demisie, plec, la revedere. Și asta să vă oblige după aceea să reașezați totul, să reconstruiți totul pe un alt fundament din punct de vedere profesional, altă meserie, alt domeniu, o școală nouă, o diplomă nouă, o certificare nouă, să vă dați examene pe care nu le-ați dat, dar generează totuși oarecare instabilitate. Nu înseamnă că e ușor de luat această decizie. Probabil dacă o să vă aruncați în noua direcție, o vreme o să fiți total debusolate și o să vă întrebați, oare am făcut bine, oare n-am făcut bine, oare n-am fost cam imprudentă, oare nu m-am aruncat cu capul înainte. Până se vor clarifica lucrurile, s-ar putea să dureze un pic și asta să se întâmple undeva până prin ianuarie, când s-ar putea să vedeți efectele acestor decizii radicale pe care sunteți pregătite să le luați. Deci vedeți câte evenimente majore au loc pentru voi în zone profesionale. Tocmai de aceea trebuie să aveți grijă ce decizii luați. Dacă ați putea să nu le luați la nervi, la furie, la impulsivitate, deși nu e genul vostru, dar să nu vă aruncați cu capul înainte, ci să gândiți de 100 de ori. Sunteți, dacă nu chiar în această lună, poate chiar în perioada imediat următoare sau poate chiar tot anul viitor, într-o perioadă de reconstrucție profundă a meseriei voastre, a profesiei voastre, a carierei voastre, a locului vostru din punct de vedere socioprofesional pe această lume, dar la origine pot fi niște decizii, decizii pe care le-ați putea lua acum sub influența acestor eclipse. Cum spuneam, s-ar putea să fie vorba și de niște alegeri de făcut. Mă axez pe familie, să fac un copil, să îmi cresc copiii, să pun accent pe viața privată sau să mă concentrez mai mult asupra viitorului meu profesional. Mult o să pună în balanță
o astfel de alegere grea. Poate unii chiar vor reuși să le mulțumească și pe una și pe alta, dar tot va veni o vreme în care cariera o să vă ceară totală atenție și o concentrare de energii. Totuși aveți grijă la decizii, la alegeri, veți fi printre cele mai susținute, voi fecioarele, să vă scrieți viitorul. Sunteți într-un moment în care vă așezați la masă, la pupitru, la masa de lucru și decizia pe care o luați, alegerea, calea pe care o trasați, vă aduce departe. Dar foarte posibil să fie vorba chiar de o curbă totală pe care să o faceți în viața voastră. Nu mai mergeți pe calea aia pe care ați pornit cine știe când, ci vă dați seama că există o ieșire de pe autostrada asta care duce în cu totul altă direcție. Trebuie să aveți grijă, dar prea sunteți bine susținute în această perioadă ca să nu și luați deciziile cele mai bune. Asta vă și doresc, să aveți o lună clarificatoare din acest punct de vedere, să aveți curajul schimbării, curajul analizei, ori că e un astfel de moment de alegere pentru voi. O lună bună vă doresc!